Trăim într-o lume care pare nu-i piese de voie lui Dumnezeu. Deși nimeni nu vorbește deschis despre asta, mesajele din social media pot crea impresia că urmarea căii credinței în Dumnezeu nu merită. Totuși, noi, în calitate de creștini, ne străduim să-L urmăm pe Iisus în toate aspectele vieții noastre. Să ne întrebăm, fiind credincioși, e posibil să trăim și chiar să prosperăm în lumea de astăzi? Vreau să răspund la această întrebare studiind viața lui Daniel și a prietenilor săi, pentru a vedea modelele de credință statornică și discretă într-o țară și cultură care îl respingea pe Dumnezeu. Da, și oameni din cultura în care a trăit Daniel îl urau pe Dumnezeu. Uneori suntem tentați să credem că asta ne se întâmplă doar nouă. Suntem primii creștini care se confruntă cu asta, dar vedem că nu-i deloc așa dacă ne uităm în Biblie. Ea mărturisește despre asta. Și totuși Daniel și prietenii lui i-au rămas credincioși lui Dumnezeu. Și atunci apare întrebarea, cum putem trăi bine într-o lume care îl urăște pe Dumnezeu? Istoria lui Daniel începe destul de ciudat. Daniel și prietenii lui au fost exilați, dar au fost iubiți de Dumnezeu, în ciuda lumii îngrozitare în care au intrat. Dumnezeu a ținut și continuă să țină totul sub control. Astfel, tinerii au putut rămâne pe deplin ascultători și credincioși. Deci, cine a fost Daniel? Să analizăm mai detaliat. Primul capitol din cartea Daniel din Biblie ne ilustrează o imagine vie. Daniel a fost tânăr dintr-o familie nobilă, din casa lui Iuda. Poate a fost prinț sau chiar rudă a familiei regale. Împreună cu el, au fost luați în captivitate și alți tineri cu reputație bună. Printre ei erau și prietenii lui, Șadrac, Mesac și Abednego, ale căror nume poate vă sunt cunoscute. Le-a revenit soarta de a trăi în exil, unde urmau să slujească pe rege care i-a cucerit. Dar au rămas credincioși credinței lor în Dumnezeul Iahve. Daniel a ales să respecte legile cu privire la alimentație, legi care erau parte integrantă a practicii lui religioase. În loc să se supună planului oficial de dietă a regelui, el a experimentat călăuzirea lui Dumnezeu în alegerea dietei sale timp de 10 zile. Și ce credeți? A ieșit învingător din această situație. Când Daniel s-a pomenit în captivitate, avea toate motivele să fie neliniștit. Dar nu a cedat panicii. El credea că Dumnezeu conduce totul și ține totul sub control. Captivitatea lui Daniel fusese prezisă cu mai bine de 100 de ani în urmă, când profetul Isaia i-a vorbit regelui Ezechia, care se temea de atacul Babilonului. Isaia l-a liniștit spunând că invazia va avea loc, dar nu în timpul vieții lui. El a spus, voi lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care îi vei naște, ca să-i facă famine în casa împăratului Babilonului. În loc să-i ucide, armata invadatoare s-a purtat destul de îndurător, oferindu-le ocazie să-l slujească pe noul lor rege. Armata babiloniană a jefuit templul și a arătat ură față de Dumnezeul Iahve și lucrurile sfinte. Gândiți-vă, cum ar fi procedat cu prizonierii care nu și-au fi renegat credința în Dumnezeu? În primul capitol, când li s-a poruncit să mănânce hrana interzisă, Daniel avea toate motivele să-și compromită credința, dar n-a făcut-o. În schimb, s-a încrezut în Dumnezeu. El credea că respectarea legilor unei alimentații sănătoase va fi o alegere bună pentru el. Daniel a rămas credincios convingerilor sale, păstrându-și stilul de alimentație, chiar cu riscul vieții. Credința lui a fost justificată după cele 10 zile de încercare. Și ce crezi s-a întâmplat mai departe? După cele 10 zile, ei erau mai bine la față și mai grași. Ce înseamnă asta pentru noi? Că deși viața este imprevizibilă și uneori e crudă, Dumnezeu ține totul sub control. El rămâne credincios și demn de încrederea noastră. Când doctorul pune un diagnostic la care nu ne-am fi gândit niciodată, sau suntem
concediați, sau se întâmplă dezastre naturale, sau e pandemie globală. Cum ar trebui să reacționăm noi la asta? Trebuie să credem că Dumnezeu cunoaște tot ce se întâmplă. El are putere de a vindeca, de a purta de grijă și de a ne călăuzi prin orice încercări. Nu se întâmplă nimic fără ca El să știe și fără ca El să controleze situația. Îi vom permite să ne călăuzească în fiecare zi? Nimic nu trece neobservat de El. Bunicul unui prieten a fost diagnosticat cu cancer de colon în stadiul 3, fără nicio șansă de supraviețuire. Mi-a povestit următoarea întâmplare. Într-o noapte m-am simțit extrem de rău, chinuit de dureri insuportabile. Sincer, nu credeam că voi trăi până a doua zi. Atunci m-am rugat lui Dumnezeu și am spus: Doamne, dacă vrei să trec prin asta, dacă vrei să îndur această durere, fii ca istoria aceasta să-ți aducă ție slavă. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu l-a vindecat. Și nu a fost un miracol în acel moment. A devenit posibil datorită înțelepciunii pe care Dumnezeu a dat-o doctorilor. Cred cu adevărat că Dumnezeu l-a vindecat. Și de fiecare dată, când bunicul povestește această istorie, nu ratează ocazia să evidențieze faptul că Dumnezeu este vrednic de toată slavă. Dumnezeu a fost cu el în acel moment. Ascultând istoria lui, îmi dau seama că uneori trebuie să alegem între calea lumii și calea lui Dumnezeu. Și asta nu înseamnă totdeauna că drumul lui Dumnezeu va fi ușor, dar îl alegem totuși. Și chiar dacă lumea pare aspră, continuăm să alegem calea lui Dumnezeu și știm că, deși poate fi greu, Dumnezeu rămâne cu noi. El știe puterea și sprijinul nostru. În Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 35, ne spune: Să nu vă părăsiți doar în crederea voastră, pe care o așteaptă o mare răspătire. Apoi zice: Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Deci, cu cât ne încredem mai mult în Dumnezeu, cu atât suntem mai siguri că El va veni în viața noastră. Putem îndura cu răbdare anumite încercări. Va fi greu atunci când vom urma voia lui Dumnezeu, dar fiți siguri că El va fi mereu alături de voi. Daniel și prietenii lui ne arată cum să ne apărăm credința într-un mod respectuos și hotărât. În fiecare zi ne putem baza pe înțelepciunea și călăuzirea pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt merită încrederea noastră, pentru că Dumnezeu merită încrederea noastră. Dumnezeu merită loialitatea noastră. Deci, prieteni, dacă vrem să trăim bine într-o lume care îl urește pe Dumnezeu, primul lucru de făcut este să acceptăm și să credem că Dumnezeu ține totul sub control, chiar dacă împrejurările nu corespund așteptărilor noastre.